În cursul după-amiezei de vineri, medicii Spitalului Filantropie au solicitat 12 transfuzii sangvine. La 6 dintre pacienți au fost constatate reacții adverse, precum dureri, febrilitate și frisoane. 2 dintre persoanele perfuzate au murit la scurt timp. Conducerea spitalului a decis sistarea transfuziilor și demararea unei anchete interne. Medicul de gardă, care asigură gardă la nivel de spital pe medicină internă, este responsabil și de evenimentele care apar în secția de hematologie, subliniind linia de gardă pe care nu o avem la nivel de spital. Ieri, în cursul zilei de fapt de sâmbătă și de duminică, noi, sesizându-ne în urma evenimentelor întâmplate, s-a constituit și o comisie de anchetă internă pentru a derula firul acțiunii și a vedea dacă există vreo verică slabă. Este în derulare și un control specific al Direcției de Sănătate Publică prin inspector de sănătate și inspector din minister, la fel, pentru a se vedea dacă este doar o concomitență nefericită sau sunt niște cauze care ar putea fi remediate. În ce stare sunt ceilalți pacienți? Foarte bună. Ceilalți pacienți au prezentat simptome minore, au fost mutați în terapie intensivă pentru a fi monitorizați corect. Imediat după transfuzie, toți au fost stabili, iar în momentul de față sunt foarte bine, unii putând fi externi. S-au sistat transfuziile de sânge doar pentru cazurile grave, se cere sânge doar pentru urgențele majore. Este vorba de pacienți cronici, este vorba de pacienți care primesc aceste transfuzii de sânge de ani, de zile, de luni, de zile, care sunt echilibrați, dar care le asigură în continuare o viață în parametri. Da? Nu se întâmplă absolut nimic dacă ei nu primesc transfuzia astăzi sau săptămâna viitoare sau peste o lună. V-am spus, ceea ce reprezintă urgență, onorăm în continuare toate comenzile. Conducerea unității sanitare a depus sesizări la instituțiile abilitate să ancheteze cauza deceselor. La câteva ore de la decesul celor doi pacienți, conducerea unității medicale a informat polițiștii cu privire la faptul că aceștia ar fi decedat în condiții suspecte. Polițiștii craioveni au întocmit în cauză un dosar de cercetare penală și urmează să se stabilească cauza decesului. De asemenea, oamenii legii așteaptă și rezultatul necropsiei. În momentul incidentului, în secția de hematologie a spitalului lucrau 2 asistente, una debutantă și alta cu experiență. La secția de hematologie a unității medicale nu există gardă asigurată de medici specialiști.